Hei, salut! Sunt Marius și îți bun venit pe canalul meu. După multe întârzieri am reușit să pun mâna și pe Motorola Edge 40. Am fost impresionat de ceea ce reușesc să facă cei de la Lenovo pe partea de telefoane mobile. Totuși, în România, nu cred că au un market share atât de important, poate că nu sunt foarte bine promovați. Pe de altă parte, mereu au reușit să iasă în evidență cu modele Best Buy, chiar dacă nu sunt cele mai performante de pe piață atunci când vine vorba de fotografie. Mie îmi place să fac foarte multe poze cu telefoanele și vreau să știu că mă pot baza pe camera telefonului pentru a realiza poze interesante. Telefonul a fost testat în Berlin, iar acolo am încercat să-l pun la treabă în cât mai multe condiții. A fost folosit ca telefon principal, cu SIM, cu tot ceea ce trebuie. Punctele forte ale telefonului sunt următoarele: display PoLED de 144 Hz și încărcare rapidă de 68W sau chiar încărcare wireless de 15W, opțiune pe care o găsim în general la telefoanele de top. Înainte de a vedea cum se descurcă telefonul în utilizarea de zi cu zi, nu uitați să vă abonați la canal și să interacționăm în secțiunea de comentarii. M-ar ajuta foarte mult treaba aceasta. După cum spuneam, telefonul folosește tehnologia PoLED, are o diagonală de 6,5 inci, cu o rezoluție de 1080x2400 de pixeli și cu rata de refresh de 144 Hz. Eu l-am folosit pe auto în marea majoritate a timpului pentru a salva baterie, iar acesta s-a mișcat foarte, foarte rapid în meniu. De fapt, este cel mai rapid mid-range pe care l-am testat până acum. În pic, telefonul ajunge la 1200 de niți, are o gamă de culori de 100% pe DCI-P3, HDR10+ și un contrast foarte, foarte bun. Culorile sunt impresionante, iar în lumina puternică te vei descurca bine cu el. În plus, pozele realizate cu telefonul se vor vedea superb pe un ecran OLED, mult mai bine decât pe un ecran mare. Construcția telefonului este interesantă. Pe partea dreaptă avem butoane de volum și de deblocare. Deși sunt foarte bine poziționate, cineva cu mână mare s-ar putea să aibă probleme cu butoanele laterale. Sunt mici și de multe ori mi s-a întâmplat să apăs simultan pe ambele butoane de volum. Cred că ar fi fost ok o distanță mai mare între acestea. Mai mult, poziționarea senzorului de amprentă este un pic cam joasă. Spatele telefonului este realizat dintr-un material mat, antiaderent, ce este plăcut la atingere și nu lasă amprente. Va fi interesant de văzut cât de bine se va descurca și se va menține pe termen lung. Modulul foto păstrează linia cu care Motorola ne-a obișnuit. Nu iese foarte mult în relief, iar husa disponibilă în pachet integrează perfect modulul foto, dar ajută și telefonul să aibă o formă slim. De data aceasta, cei de la Motorola au ales ca lateralele telefonului să nu fie acoperite de husă. Mi îmi place foarte mult ideea aceasta, am văzut-o și pe vechile telefoane de la Vivo. Sunetul este bun pentru nivelul acesta de preț al telefonului. Se aude tare, clar, iar Dolby Atmos chiar face diferența. Vă recomand să vă personalizați opțiunile, poate chiar să activați sunetul spațial din setări. Experiența va fi foarte interesantă. Dacă tot am vorbit despre sunet, haideți să vorbim și despre camera foto. Telefonul vine cu senzorul OmniVision OV50A. Este același care a fost folosit și pe generația anterioare de telefoane de la Motorola. Unul dintre cele mai importante criterii de alegere ale unui telefon este camera foto. Motorola nu pune chiar atât de mare preț pe fotografie. Pentru un mid-range, limitările mi se par mai mult ca evidente. Sunt telefoane mid-range ce au zoom interesant, dar Motorola alege să pună doar o cameră standard și una ultra-wide. Ca să scoateți tot ce este mai bun din camera telefonului, recomandarea mea ar fi să folosiți opțiunea de ultra-res din meniul secundar. Procesarea imaginii este tipică Motorola. Fiind un senzor mic, aceștia încearcă să scoată tot ce este mai bun din acesta. Ca de exemplu, cerul nu este chiar albastru, ci se duce într-un albastru verzui. Mai mult, se simte acolo unde încearcă să îmbunătățească imaginea, pentru că mai mereu aceasta are o tentă comercială. De multe ori am observat că încearcă să îmi schimbe un pic temperatura de culoare pentru cer, ba chiar să aducă un pic de albastru pe umbre, acolo unde nu este suficient de multă lumină. Pozele de noapte se prezintă foarte bine pe camera standard. Nu există opțiune separată pentru a face poze de noapte, însă telefonul știe să detecteze singur scenele și va face poze în funcție de lumina din cadru. Camera ultra-wide nu este la nivelul celei standard,
însă pentru a echilibra imaginea încearcă să rezolve cu ajutorul sharpness-ului. Ba chiar pentru că are o deschidere foarte mare, de 120 de grade, va trebui să fiți foarte atenți cu distorsiunile de pe imagine, la felul în care poziționați punctul de stație ca imaginea să fie foarte ok. M-am bucurat să văd că au rezolvat destul de multe probleme software privind camera foto pe care le găseam la seriile de anul trecut. În plus de asta, observ că încearcă să păstreze meniul foto curat fără să-l încarce cu prea multe opțiuni. Vă las câteva poze pe care le-am realizat cu telefonul de la Motorola în Berlin. Telefonul este disponibil în două variante, de 128 GB și de 256 GB de stocare. Trebuie să aveți în vedere că nu puteți să adăugați un card microSD, așadar ar fi bine să luați din start varianta cu stocare mai mare pentru a nu avea probleme pe viitor. Am zis să vă testez și spiritul de observație și dacă tot am avut și un Realme 11 Pro Plus pe mână, am zis să alătur și câteva cadre cu ambele telefoane. Ca să sporim interacțiunea din comentarii, am zis să votați și voi pozele făcute cu Realme versus pozele făcute cu Motorola. Votați A sau B. Legat de tot ceea ce ține de funcția video a telefonului, acesta filmează maxim 4K în 30 dpi. Imaginea se prezintă bine, este stabilă și pare că au rezolvat problemele cu autofocusul de anii trecuți. Iată câteva cadre din Berlin filmate cu telefonul. Pe partea de software nu este perfect. Sunt lucruri care trebuie rezolvate, dar sunt sigur că vor fi rezolvate în viitorul apropiat, așa cum au fost și celelalte pe care le-am identificat în trecut. Ca de exemplu, este un bug pentru momentele în care faci hotspot și telefonul îți trimite notificări în continuu, deși tu ești conectat la rețea, ba chiar încerci să ascunzi această rețea. Telefonul vine cu Android 13 și producătorul oferă 2 ani de actualizări majore și 5 ani de securitate. Mai mult, există foarte multe personalizări pe care le poți face în meniu, inclusiv opțiunea de Ready For, opțiune ce te va ajuta să te conectezi la calculator. Este un fel de concurent al DeX-ului de la Samsung, dacă vreți. Apreciez și faptul că este unul dintre puținele telefoane ce nu insistă pe aplicații preinstalate și se rezumă la un sistem de operare curat. Autonomia bateriei este ok, însă nu este extraordinară. Cred că ecranul OLED și-a făcut simțit prezența și face un pic de deranj autonomiei. Un hotspot cu date mobile, cu rețele de socializare și cu GPS nu ajungeam seara cu baterie la cazare și trebuia să mai bag telefonul încă o dată în priză. Poate că era mai bine să pun o baterie ceva mai mare, 4400 de mAh, se pare că nu sunt suficienți pentru a depăși o zi de utilizare intensă.
Telefonul vine cu MediaTek Dimensity 8020. Este un procesor pe 6 nanometri, octa-core. În testele sintetice, telefonul a stat destul de rece. Scorurile sunt disponibile în articolul din descriere. E clar că mai sunt lucruri de îmbunătățit, însă acestea sunt limitările pe care le ai în momentul de față pentru a realiza un telefon mic și subțire. Uneori trebuie să faci și compromisuri. Aș concluziona simplu. Motorola a făcut un mid-range interesant, dar competiția este foarte mare în categoria aceasta de preț. Dacă nu sunteți pasionați de fotografie, dacă vreți un telefon rapid, cu un ecran superb, cu un sunet foarte bun, poate chiar și o încărcare rapidă, puteți să-l luați în considerare. Încheie aici recenzia pentru noul Motorola Edge 40. Sper că v-a fost utilă și nu uitați să vă abonați la canal pentru a fi la curent cu noile materiale. Pe data viitoare!